E timpul să reacționăm. Du-te și ia-ți popcorn-ul. Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip cu reacție. De data aceasta vom reacționa la ghilimele când fundașii marchează goluri mai bune decât atacanții. Cred că și-au greșit menirea. Nu trebuiau să se facă fundași. În fine, nu uitați să lăsați acolo un like dacă vreți videoclipuri cu reacție cât mai des. Hai să strângem și noi 2000 de like-uri la acest videoclip. Nu uitați să vă abonați, deoarece mă ajută foarte mult. Hai să faci și noi 30.000 odată. Putem? Eu zic că putem. Da, de asemenea, nu uitați să dați și un follow pe Instagram și hai să reacționăm la acest videoclip. Să vedem ce goluri uimitoare o să avem. Presim că o să fiu uimit. Ok, avem aici un gol senzațional din Farfecă. Marchează aici Nacho. Cred că a făcut ceva kung fu la cum a lovit mingea asta. A luat Alexi de la Zlatan. Mai departe, David Luiz, un șut acolo de la vreo 30-40. Cred că 30 de metri a fost. Sau nu pot să-mi dau seama, nu pot să aproximez. Însă a fost destul de mulți metri. Bag acolo piciorul perfect, lovește mingea perfect. Iar mingea se duce în vlincul porții. Mai departe, îl avem aici pe... nu știu pe cine avem. Cineva de la Barcelona. Ah, Dani Alves, era Dani Alves. Din prima acolo șutează Dani Alves la Păian Jean. Ăsta e Florenții, țin minte golul ăsta împotriva celor de la Barcelona. Îl vede pe Ter Stegen ieșit, șutează acolo din marginea terenului. Aproape să se ducă mingea în out, dar cumva o lovește Florenții acolo perfect. Perfetto. Că tot e italian. Ok, mai departe, Boateng cred că e ăsta care șutează aici. Fantastic golul, hai să mai vedem. Ok, vede mingea, nici n-așteaptă să cadă mingea, nu face preluare, șutează din prima, își încearcă norocul. Nu știu dacă a fost de noroc sau de încredere chestia asta. A văzut oricum mingea că venea de sus, a zis hai mă să șutez, ce se poate întâmpla. Mai departe, Ronaldo pasează către Marcelo, trece foarte bine Marcelo. După cum știți, este un driblor foarte bun pentru un fundaș stânga. Și finalizează aici destul de bine. Portarul a atins-o, dar n-a reușit să scoată. Și ce gol marchează aici Cahill. Bine, rău. Și ăsta l-a Alexi de la Ibrahimovic. Bum! Ce mă, că era spectator portarul. Trebuia să-și ia și floricele, ceva. Ok, ce frumos, ce frumos aici, ce frumos. Fantastic golul. Cred că e Maicon ăsta, da? Maicon e, da. Che golasso. Bum! Din nou un gol în vincul porții. Ce goluri marchează fundașii ăștia. Fantastic, fantastic. Bă, dar trebuie să-l bagi și pe Kirikeș. N-ai cum să-l bagi pe Kirikeș. Ok, aici din nou Dani Alves. Centrează acolo și mingea se duce în gol. Cred că om a vrut centrare, dar a avut noroc să se ducă în gol mingea. Din nou un șut foarte bun. Nu-mi dau seama cine șutează acolo. Bum! 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 Prea puternice șuturile astea, efectiv, n-ai ce să le faci. Aici o calitate destul de proastă și șutează aici acest fundaș. Nu știu cine e mai exact, nici n-am cum să văd care tricou pus pe față. Ia uite, le zici că e mumie. Da, de la Liverpool e, dar nu știu cine e mai exact. Ok, acolo un gol dintr-un unghi aproape imposibil, dar totuși a fost posibil dacă a dat gol. Frumos acolo și un gol în vincul porții. Philipp Lahm. Nu mă așteptam de la Philipp Lahm să marcheze un gol de genul. Nu prea l-am văzut să marcheze goluri de genul. Însă de data asta a reușit cumva să lovească mingea perfect. Nici dacă o pune cu o mașină specială nu-ți dătea acolo. Ok, Alaba, știm cu toții că e un executant foarte bun de lovituri libere. Șutează aici o lovitură liberă foarte, foarte precisă. Din nou un șut acolo. Din prima, nu știu cine era ăla, n-am văzut cine era, Company, te așteptai la oricine să marcheze un gol de genul, însă nu la Company. Chiar nu știu pe Company să marcheze golul de genul, un șut foarte puternic, aici un șut din întoarcere, uite și tu cum a dat, nici n-a văzut poarta și a dat. Din nou, un șut din prima, mingea a venit perfect, șutul impecabil. Evra șutează și el aici împotriva celor de la Bayern München. Ții minte golul ăsta, parcă s-a calificat Bayern München în acel meci din Champions League. Ok, trece foarte bine și marchează acolo Arbeloa. Mamă, Arbeloa ești nebun. Bine Arbeloa aici.
Aici o să fie ăla Pavard de la Cupa Mondială, golul ăla. Mi se pare că acest gol a fost și golul turneului, golul lui Pavard. Ăsta cred că e Van Dijk, se duce acolo fără frică, trece de apărare adversă, șutează și marchează pe vremea când era la Celtic aici Van Dijk. Destul de mult tupeu pentru Van Dijk să se ducă într-o înșiruire așa de mare de jucători. Din nou un șut de la distanță, marchează Sergio Ramos, cred că era ala, nu? Cred că Sergio Ramos era. Așa părea după față. În fine, aici se termină videoclipul, un videoclip foarte șmecher, acești fundași ne-au demonstrat că se descurcă oriunde. Da, nu uitați să lăsați acolo un like, să faceți și noi 2000 de like-uri, nu uitați să vă abonați, deoarece mă ajută foarte mult. Nu uitați de follow pe Instagram, eu am fost Gianni, v-am pupat!